Până astăzi, pe teritoriul României au fost confirmate 19.907 cazuri de persoane cu COVID-19. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 13.919 au fost declarate vindecate și externate. La ATI, în acest moment, sunt internați 153 de pacienți, totodată până astăzi la prânz, 1299 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 internate în spitalele din țară au decedat. În Maramureș, în ultimele 24 de ore, structurile teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne și polițiștii locali au executat pe raza unităților administrativ-teritoriale, în sistem integrat, 36 de misiuni. Cele 72 de efective au procedat la menținerea ordinii și siguranței publice. La verificarea persoanelor aflate în evidență cu privire la respectarea măsurii de izolare la domiciliu, la paza locațiilor de carantinare, la verificarea respectării măsurilor de către societățile comerciale și persoanele fizice autorizate au fost verificați peste 1850 de cetățeni cu privire la respectarea măsurii de izolare la domiciliu. În cadrul misiunilor, echipajele mixte au explicat cetățenilor prevederile legale care au fost stabilite prin ordine comune și care trebuie respectate în această perioadă prin punctele de trecere a frunții de stat au sosit în țară 146 de maramureșeni care au intrat în autoizolare la domiciliu. De asemenea, o altă persoană a solicitat și s-a aprobat intrarea în carantină instituționalizată, având în vedere numărul de cazuri nou confirmate care se situează peste media ultimei săptămâni. Grupul de comunicare strategică atrage atenția asupra respectării cu rigurozitatea normelor de conduită sanitară și de prevenire a răspândirii noului coronavirus, cu precăderea celor referitoare la purtarea măștii în spații închise, evitarea contactului, igienizarea frecventă a mâinilor și păstrarea distanței față de alte persoane.